Merge, merge? I'm back! Da, m-am întors din vacanță. Am fost în Italia. Păi unde anume în Italia? În toată Italia, vă povestesc eu, n-a rămas piatră neîntoarsă în toată afurisita aia de țară. După vacanța asta, jur că trebuie o vacanță. Iar pe astea mici am zis că le înscriu direct la Pușca și Marin sau la Navy Seals -aia. On land, on air and sea vom vedea tot ce e de văzut, fiecare cotlon, fiecare ruină, fiecare muzeu și magazin, nu scapă nimic. Cu avionul, cu piciorul, cu mașina, cu trenul, cu barca. If it's July, it must be Italy. Nu știu dacă știți filmul ăla, If it's Tuesday, it must be Belgium, cu tembeleia de turiști americani care vedeau o țară pe zi. Așa și noi. Dar o să vă explic imediat în detaliu aventurile și nu, cred că v-ați dat seama deja că nu eu sunt la originea acestor inițiative olimpice. Altcineva. Și apropo de turiștii americani, dinpreună cu cei chinezi, din fericire, tura asta păreau să lipsească cu desăvârșire. Așa că, măcar din acest punct de vedere, n-am pus-o de un pogo sau de o grămadă ca la fotbal american prin magazinul cu porțelanuri al muzeelor italiene, așa cum se întâmpla până acum 2 ani, când auzul îți era siluit o dată pe secundă de oh my god, oh my god, sau decât un asiatic transpirat learcă care se urca pe tine folosind aparatul de fotografia drept piolet. Da, tura asta a fost lights din punct de vedere al îmbulzelei și cozilor din motive de pandemie. Dar revenind, ideea este că mă gândesc să mă înscriu pe mine și pe astea mici la Olimpiada care stă să înceapă la triatlon, pentatlon, decatlon, cursă cu garduri, orice au ei mai greu acolo și sigur venim cu aur pentru România. Bring it on! Nimic nu e prea greu pentru noi, în fine, ideea este că m-am întors, vă povestesc imediat cu lux de amănunte toată saga asta maratonică sau paranoică, cum vreți să-i ziceți, și în mod evident topicul de azi nu prea are legătură cu tehnologia decât marginal, sub forma aplicațiilor retardate de orientare, gen Google Maps, Apple Maps sau Waze, ajung imediat și la ele. Dar până să dăm drumul efectiv la poveste, hai să lămurim un pic titlul ăsta dubios și să facem oarece lumină în motivațiile frustrărilor mele. Bărbații vor în Grecia, femeile vor în Italia. Deci fiți atenți aici. Sigur că există și excepții, dar tocmai de aceea această aserțiune săpată în piatră este regulă, normă. Adică există și femei care vor în Grecia, dar alea probabil că n-au fost încă în Italia sau au fost prea puțin ca să prindă gustul, eventual în tranzit pe vreun aeroport. Și în spatele acestor alegeri arhetipale pe sexe există niște resorturi ascunse. Fiți atenți la asta și recunoașteți personajele. Eu vreau în Grecia pentru că se mănâncă bine, mult și ieftin. Ai prins-o? Să bag un suflachi asezonat în greu cu tzatziki la tavernuță, cu feta saganaki, cu buiurdi și să gâlgâie berea rece și vinul aburit în pahar în timp ce bag simfonia 5 cincea de râgâituri de mulțumire. Da, frate, la greci se mănâncă bine și ieftin și unde mai pui că-ți marcă ea din fundul grădinii mereu și câte ceva din partea casei. Un dulce, un pepene, un lichior, ceva acolo să pună în tine și ultima picătură până la limita exploziei mațului și care să te facă să te simți bine că ai mai primit și ceva moca. O știți pe aia cu ce prietenoși sunt grecii, frate meu. Îți dă ei mereu ceva, ei grecii, din partea lor așa să te simți bine. Italienii Bă, dacă nu vrei să bași pizza și paninii toată ziulica, adică să te umfli de cocă și drojdie la 5 euro sandwich și vrei să o arzi și tu în restaurante șmechere, pregătește dânțeavă, 100 de euro și vei primi o leacă de vită stropită cu nu știu ce sos și asezonată cu un fir de pătrunjel. Dar vezi tu, asta e exact ce vor femeile. Stil, nu îndopat ca gâsca sau ca porcu. La restaurantele bune în Italia, gata cu cartofi, gata cu aia cu porțiile mari, ați observat nehaleala asta la români, Bă, mergem tot la restaurantul ăla, anume că sunt porțile mari. Deci la bobinat sunas, Grecia, Italia, 1-0. Apoi aerul, feelingul. Grecia este rurală, Italia este urbană. Iar asta are niște consecințe subiacente importante. În Grecia te simți ca acasă, iar bărbaților le place să se simtă ca acasă. De fapt, bărbații își doresc cel mai mult în subconștientul lor să stea acasă. Și dacă asta nu se poate, pentru că regina vrea altceva, atunci fac pe dracu un patru să-și ia casa cu ei. Adică să meargă undeva care să fie tot acasă. Ați observat că noi când plecăm undeva avem alte apăsări. Gen, unde căcat văd și eu meciul cât suntem plecați acolo? Adică aceleași preocupări mundane pe care le avem și acasă. Un grătar ceva? Iar bărbaților le place tihna. Nu în sensul că nu vor în cluburi sau din astea. Dar le place asta, cu berea la plajă, -o frece la rece, la bere mă refer, în timp ce ele vor să viziteze. Nu contează ce, muzee, magazine, orice, să viziteze! Pentru noi, cuvântul concediu are cu totul alta accepțiune decât pentru femei. Concediu la noi înseamnă, așa cum spuneam, tihna, Chiar dacă deghizată, iar Grecia este despre tihna iei un scooter, o mașină, ceva, te plimbi din tavernă în tavernă, mai bei o bere, un vin, mai mănânci ceva, o mai arzi la plajă câteva ore, intri în apă, să te răcorești și e de la capăt. Mai vezi o cheatră două antice, dar cu măsură și asta, că e cald al dracului, după care te retragi la umbra tavernei sau umbrelei de pe plajă cu o bere rece sau un vin alb. Ai văzut? Deci în mintea bărbaților este despre lene și leneveală. Hotelul sau apartamentul, cât mai aproape de plajă sau de taverne, să ne curgă din gură, să mai moțăim sub umbrelă, din astea. Deci haleală și leneveală. Și Grecia mai are un avantaj. Te duci cu mașina. Mor când aud asta, iar aici mă despart de specia mea. Deci bărbaților le place să conducă. Bă, și mie îmi place. Și am condus extrem, extrem de mult în viața mea. Poate de asta nici nu mai place. Dar sunt unii frății că de zici că de asta merg în vacanță. Ca să conducă. E mișto să conduci. Păi dacă când tragi de covrig 8-10 ore în continuu, mi se pare noaptea minții. Deci Bulgaria aia este de viserele. Ce căcat poate să fie plăcut să mergi cu 50 la oră prin stepa aia, încă un câmp și încă unul și încă unul, de o monotonie de te depresia și simți că te țignești la creierii capului. După care, în căldura de foc, ajungi în sfârșit la vamă, la culata sau un vreun alt asshole of the world ăsta, și aștept să treci. Asta dacă ești vreun norocos și nu e vreo coloană din aia, dă-ți moare speranța în tine, dă moare la intrare în Grecia gen. Deci iată câteva motive, sigur ele sunt mult mai multe, nu le mai dezvolt aici când ne întindem așa până mâine, pentru care bărbații preferă Grecia. Se mănâncă și se bea bine și mai ieftin oricum, este pe bază de frecat și leneveală și poți să mergi cu mașina, pe care în felul ăsta o și ai la tine. Ați observat chestia asta? Când bărbatul român are mașina la el, e un fel de badge al masculinității Plus că îi se pare practică. Pot să mă duc unde vreau eu, adică am libertate de mișcare, pot să plec când vreau acasă, nu depinde nimeni, nu mai contează că trebuie să o parchez, să am dracu și grija ei. În fine, avantajele par a fi mai multe decât dezavantajele după ce am cântărit noi toate aspectele astea cu mintea noastră de bărbați. Well, la femei e cu totul altceva. Italia! Mmm, Italia! Bărbați frumoși și galanți, dracu știu unde ori fi, că eu nu i-am văzut și oricum cred că sunt mai îndrăgostiți de Măsa decât de orice altă femeie. Dar ideea, înțelegi? Stil și rafinament, aventură, mm, ce să mai romantism curat. Decorul perfect pentru iubire. Argumentul pe care îl primesc eu de la nevastă mea de ani de zile, de când mă zdârnăi să merg în Grecia, deși invariabil tot în Italia mergem vara, este ăsta. În Italia ai ce vedea. Sigur, în Grecia n-ai na, ce vedea. Dar pe undeva are dreptate. Bear with me. Italia este profund urbană și extrem de elegantă în multe, multe dintre părțile ei. Sigur, nu peste tot, dar overall așa este. Până și cea mai prăpădită așezare umană de câteva mii de suflete este un oraș. Cu magazine, cu restaurante elegante, cu viluțe cochete, cu țoale mișto și tot așa. Cum dracu să nu fie appealing pentru femei mai ales pentru astea cu gust și oarece pretenții. Restaurante fancy, limba aia muzicală care le gâdilă zonele erogene, galanteria, magazinele elegante și evident foarte scumpe, luxul, cămășile de in descheiate, potopul de artă, apropo, Italia aia este toată un muzeu. Și nu doar în aparență, dacă este să te iei după topul locațiilor UNESCO, vei vedea că are din astea Italia singură cât tot restul lumii. Bine, exagerez, dar ați prins ideea. Și bineînțeles, toată mitologia literară și cinematografică ce se leagă de țara asta. Italia este opere, este renaștere, este arhitectură și pictură, este poezie, este modă, este Dolce Gabbana, este Verdi și Puccini, este Michelangelo și Da Vinci, este Brunelleschi și Fellini și de aia a atras de-a lungul secolelor și până azi moliile la lumină. De la scriitori, pictori și artiști și până la vedetele de azi care trebuie musai să aibă câte o căsoaie sau câte un palat pe undeva prin Italia. Și apropo de cultură și culturi, aș mai face o observație scurtă înainte să intrăm în pâine și să vă povestesc aventurii Există două specii de turiști, pe lângă asta cu bărbații și femeile, există deci două categorii aflate deasupra clasificării de mai devreme. Există, de exemplu, specia de turiști care merge în același loc. O știți pe asta? Ia fiți atenți aici și veți vedea că o cunoașteți pe asta bine de tot. Sau o recunoașteți. Ia, ia. Și că unde merge anul ăsta? În Tasos. Păi ai fost și anul trecut? Ba da. Păi și acum doi ani nu tot în Tasos ai fost? Ba da. Păi de fapt, de zeci de ani încoace, tot în Tasos merg și stai să vezi că Fandaxia nu se termină aici. De 10 ani merg în același loc în Tasos, sau în Halkidiki, sau în Corfu, sau în Creta. Dar astea, primele două, Tasos și Halkidiki, sunt alea grele de tot cu Bine ați venit într-un colț de Românie. Așa am pățit eu undeva la Mare în Spania, unde la intrarea în club nu reușeam să mă înțeleg cu ea nicio limbă. Cineva din grup știa chiar o leacă de spaniolă. Engleză? Franceză? Germană? Nici atât. Spaniolă? așa, așa, așa. Până ne auzim alacul de la intrare, că vorbim între noi românește. Și mi-a zis așa cu un zâmbet larg de s-au văzut toate implanturile dentare. Bine ați venit într-un colț de Românie. Aici și eu și băieții de la pază și fetele de la Tejghea suntem toți români. A leu! păi dacă voiam asta mergeam la mamaia. Deci, reveni la Tasos și halchidiche. a, bucurie mare! Meniurile la tavernă sunt românește, chelnerii rup românește cât să mai comanzi un clondir dijin și sunt cu toții foarte prietenoși. Plus că știu eu un flăcău care are o pensiune unde ne-am simțit foarte bine, are și grătar în curte lângă piscină și acolo merg de 10 ani. Ne-am împrietenit, râdem, glumim, ne face și discount în fiecare an din astea. De ce calului eu îi vrea să petreci vacanța an de an în fix același loc? Mi se pare dă râsul curului. Bă, prietene, o viață ai și câteva săptămâni de vacanță, pan! Și tu alegi să le petreci la aceeași pensiune? Oh mai fac. god! Mare e grădina ta, dar până la urmă este treaba și opțiunea fiecăruia. Ok, asta este o specie. Alaltă specie este fix opusul. Cunosc și de ăștia o grămadă. Unde te duce anul ăsta? A, ah, oh, în Vanuatu pe dreapta. Dar nu Vanuatu, Vanuatu, ci într-o insuliță de pe lângă, cu doi locuitori, eventual Adam și Eva sau papagalia din Laguna Albastră, unde se ajunge doar cu catamaranul. Sau mă duc într-un sat din Namibia, în deșert. Păi ce chilul meu vezi acolo? Nu, dragă, e sabatică treaba. Mă rup de civilizație. Mă reîntâlnesc cu mine. Să, mortu. Colecționez experiențe. Pe asta o știați? Nu de astea, Maciu, Piciu sau Ancorvata. Acolo se duc turiștii. Atenție, turiștii are aici sens peiorativ. Eu mă duc unde sunt doar eu. Iar în Europa, la pensie când o să fiu bătrână sau bătrân, atunci o să văd Europa, că e aici aproape, să mor tu. E fița dracului. Doamne, mă uitam, are Europa asta atât de văzut că nu ți-ar ajunge o mie de vieți să le vezi pe toate și nicăieri în lumea asta, cât am umblat eu în lung și în lat, nu există densitatea de lucruri de văzut din bătrâna Europa. De în sutele de ani de colonialism au furat tot ce se putea fura de peste tot. În fine, unde mă încadrez eu? Păi eu, vorba lui Caragiale, nu sunt nici așa, nici al minterii. Și faza e că nici finala nu am prins-o în Italia. God damn it. După acest intro cât un video, rămâneți cu mine în continuare, pentru că abia de aici începe nebunia și vă povestesc ce și cum am pătimit. Deci când vine vorba de Italia, nevastă mea intră în transă. De unde e ea este, de exemplu, un om cu un apetit normal, la mâncare mă refer, când ajunge în Italia, devine brusc anorexică. Ce ai mâncat? ce astea? Ce hrănire? Hidratare? Odihnă? Bullshit, bullshit, bullshit. Pierde în timp prețios în care ea are de văzut lucruri. Așa că dacă n-ai apucat să mănânci sau să bei apă, ai lipul. Cu măriuca, you have to grab what you can, altfel rămâne mâncat. Mâncarea, statul la terasă, irosesc minute prețioase în care mai putea vedea o străduță, un orășel, un cotlonuț, un muzeu, o grădină, orice, 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 mai să nu stăm. Și cum eu sunt mai încetinel așa, să te show. Odată, cu vreo câțiva ani, în graba ei furibundă de a vedea și aia, și aia, și aia, și alaltă, era să mă urce într-un tren care ducea la depou, jur. Mi se părea că mă mișc la ralanti așa, în slow motion, în mod deliberat. Doar ca să n-apuce ea să vadă, nu știu ce hat de orășel pierdut romantic printre nu știu ce coline. Așa că s-a năpustit în tren, deși ăla se retrăgea la depou, pentru că ea știa că la linia aia trebuia să vină trenul nostru. Doar că ăla venea ceva mai târziu. Ce show am mai tras pe peron? Am ajuns până la am scoate pașaportul din buzunar, nu, nu era la ea, cum se întâmplă cu ea ținuți o statici, era la mine, măsură de precauție, și am zis că mă urc în primul avion și mă stolesc spre casă. Apoi, tot atunci, parcă la Bolonia eram, aveam de așteptat un autobuz care nu mai venea într-o anume stație indicată de Google Maps. Ce vorbești, mă? Ea știa mult mai bine decât Google Maps cum stă treaba. Pe principiul, don't ask Google, ask my wife a insistat, a apăsat că stația e pe partea Și ghiși ce? Am ocolit tot orașul ca să ne întoarcem cu acel autobuz fix în stația aia de vis-a-vis. -vis. Aia de unde spusese eu că trebuie să plecăm. Nu nimic. Măcar am văzut și orașul în felul ăsta. Nu mai conta că noi aveam de fapt o altă destinație. Și apropo de astea, mare atenție că italienii sunt italieni, nu nemți. Am stat odată de a după un tren care fusese anulat fix în ziua aia că era sărbătoarea deflorării sau era weekend sau se lucra pe nu știu unde din asta. Dar pe net nu scria asta nicăieri, că ei nu abdatează nimic. Decât la ghișet în gară am aflat asta. Deci atenție, totul este mă o sugea ta stres. Ajungi tu și unde ai nevoie la un moment dat. Deci Măriuca e pe frenezie și tot cam așa a fost și tur asta. Am plecat, încep și eu ca Magellan, pe data de 1 iulie, adică de ziua ei. v a prins, nu? No? Deci era exclus total exclus ca de ziua ei să fim oriunde altundeva decât în Italia. Ghiciți la cât a luat avionul pentru ce ora a cumpărat biletele? Da. 5 dimineața. Deci la 3 eram în aeroport cu ochii scoși. Fetele dormeau pe ele, eu nu mai zic cine era cinteza grupului. Măriu ca evident. A, ce bine, Italia, Italia. Mai ceva ca suporterii. Era în față, vârf de lance, fetele strategic la mijloc și măgarul lui Nastratin în spate cu rucsac, troller și mă rog, toate cele. Bilete, pașapoarte, declarații de alea de COVID, de să moară măsa am completat la ele mai ceva ca la viza de America. Încercam din răsputeri să-mi dau reset cu gândul la ce am uitat acasă, ce acte trebuie, ce bagaje dar îmi luam blue screen în mod repetat de la ciripea la măriucăi care nu mai contenea cu ce avem de văzut. În fine, lucrurile s-au mai liniștit și după vreo două ore de zbor s-a văzut asta. Cum să nu iubești asta? Deci pe 1 iulie la 7 dimineața eram în Veneția. Evident am încercat să fumez și eu o țigară. Ce țigară? Să mergem! Acum, acum! Cât mai repede! Și zic și eu timid așa. Da, check in la hotel e acum? A, păi nu, e la două. Ce să și mă? Da, zice ea foarte liniștită. Până la două ne plimbăm prin Veneția. Uh, cum? Cu trollerul târâș? You gotta be fucking kidding me. Băi nu, zice ea, cooperant așa, adică se îndura de mine. Ducem trollerul și restul de bagaje la hotel și ne țâșnim în oraș. Adică îmi făcea o mare favoare, mă înțelegi? Adică ea era generoasă, nu trebuia să car trollerul de 20 de kg și rucsacul de încă 10 prin toată Veneția. Evident, am ținut să-i amintesc că nu sunt Jesus nici ca generozitate și că nici nu pot merge pe apă, gen în Veneția e multă apă, și că prin urmare lăsatul trollerului la hotel era oricum nenegociabil. În fine, ne lasă autobuzul în piața ale Roma, adică la intrarea în Veneția, și tine de bătaie și transpirație la 30 de grade. Eu prudent, Zic, hai să punem Google Maps. Ia mic, Nu, nu, pe aici. Și, bă, mi-arată un pod, cam cât Golden Gate, așa, sau așa mi s-a părut mie la momentul ăla. Bă, și o căldură, prietene, de fuzionase tricoul pe mine și trepte, bă, trepte, și nici măcar o singură blestemată de rampă din aia pentru persoanele cu handicap sau cu trolere. Bă, și mă uzmesc eu cu troller, de am crezut că fac hernie, trecem podul și zice nu-i pe aici, hai înapoi. Poftim? Îmi venea să arunc trollerul în gârlă, jur. Cât despre fete, a, era o zbenguială totală. Stați, nu fugiți pe scări! de le prinde dacă puteai cu hărăbaia după tine. Așa că am pornit sisific din nou pe podul suspinelor înapoi de unde pornisem. Ia, ia fiți atenți, ia, mai urmăriți odată imaginea astea în succesiune, fără sunet, fără vorbăria mea. De fapt asta cu alergătura fetelor a fost o demență cu ciucuri, de mor de râs. Anticipez un pic. Câteva zile mai târziu la Piza, dacă dai pe Google, cam cât îți ia să ajungi în vârful celebrului turn înclinat din oraș, o să vezi că zice jumătate de oră. Și în cam toate ghidurile turistice zice cam același lucru. Sunt 251 de trepte în alte frate. Ce vorbești, Gicule? 5 minute pe ceas. Jur, deci în 5 minute erau sus. Eu veneam gâfâind la 40 de grade pe la etajul 1-2 așa iar ele mai coborau de sus din vârf și mai urcau dată. Te cași pe tine, deci n-ai văzut așa ceva. Au atâta energie de cred că dacă se apucau să-l îndrepte pe turn, zic, se rezolva imediat. Deci cred că dacă le montezi un dinam, pot alimenta cu energie un oraș mai micuț așa sau mai mare. Dar ajungem imediat și acolo. Deci, Veneția. După rostogolitul bolovanului lui Sisif înainte și înapoi pe pot, adică trollerul sufletului, tehnologul din mine a zis, gata bă cu băiala, de acum încolo Google Maps, fără drept de apel. Mergeți toate disciplinate și aliniate regulamentar, cum zice Google. Doar că vezi tu, socoteala de târg nu se potrivește cu a de acasă, în afară de faptul că nu mai aliniate n-au stat și fugeau care încotro, nici Google Maps al dracului nu părea să știe că Veneția e pe bază de apă. Și doi și luptă nu pe un pod, ci pe zeci. Evident, fiecare firicel de apă avea al dracului un pod, neapărat în formă de arc. Plat nu puteau să-l facă. Deci urcă cu întâia și după aia coboară cu frâna de motor, cu trollerul care te aleargă de la spate. Ce să mai? O veselie, doar că asta a fost cea mai mică problemă. La un moment dat, harta ne oprește la malul bălții și harta arăta continuarea pe partea Iar cel mai apropiat pod era la mama dracului. Deci barcă sau end of journey. Ori 7 euro jumate de cap de vită furajată pentru o cursă, ori 30 de euro de căciulă pentru câte un permis pe 48 de ore, adică 120 de euro. Scurt, Ok, aici altă dispută cu nevastă mea, fix ca aia din Bolonia. În ce direcție luăm Vaporetto? Îi arăt Google Maps? Oh, ăia sunt niște proști, ăsta e barcazul nostru. Zic, nu blea, ăsta merge în sens opus. No, no, ăsta e, că mi-au zis mie ăia de la cazare. Deci imaginați-vă următoarea situație. Dacă-l luam spre stânga, coboram la prima. Lundul spre dreapta, am ajuns noi, tot în apropiere de hotel, pe malul celălalt. Dar 8 stații mai încolo. Cred că știți care a fost răspunsul, nu? nu e nimic. Am văzut Veneția. Mă nene, n-ai vrea tu să o văd și eu fără să târâi geamantanul? În plus, eu mă simțeam ca am proștii lui știți, nuvela aia celebră în care bieții țărani pierd trenul. în vreme ce măriu ca ciripea și mai abitir. Fai, ce frumos e! În vreme ce eu mă luptam cu hoardele de turiști amețiți, care se urcau pe prețiosul meu troller mai ceva ca pe reduta de la Zmârdan. Anyway, în cele din urmă, am ajuns la hotel, am lăsat papornițele și ne-am pornit spre centru. Iar după câteva minute, după ce am trecut printr-un șir de coloane și arce, în fața noastră s-a deschis în toată măreția și splendoarea ei piața San Marco. Sau mai pe românește, piața Sfântului Marco, unul dintre cei patru evangeliști care erau trei, Ioan, Luca și Matei. Deci tuturor celor care aberează că vai, Europa este boring și de-aia mă duc în Tora Bora și Ciuriburi, problema înstora este de fapt asta. Că habar n-au ce văd, când vine vorba despre Europa. Este nașpa să te plimbi printre splendorile astea fără să știi ce cu ele și ce semnifică ele. Sigur, admit și faptul că și eu și Măriuca mai fusesem de câteva ori la Veneția, dar tura asta ne-o doream în primul rând pentru fete. Să o vadă și ele și să înțeleagă câte ceva din ea. În plus, există și o rațiune personală pentru care Veneția mi este atât de dragă. A fost în cea mai mare parte a istoriei sale o republică, timp de peste 1000 de ani după modelul celei romane. Sigur, cu limitele și problemele ei, așa a fost istoria, cu poveștile sale de corupție și cu oligarhiei. Dar mie, ideea de monarhie ereditară îmi provoacă așa o imensă scârbă acest sistem care a dominat mai tot restul Europei timp de secole și care stipulează nici mai mult, nici mai puțin decât faptul că dacă ai ieșit dintr-o piză legală, ai dreptul divin de a hotărâ soarta a milioane de oameni, încât prin opoziție cu conceptul de monarhie ereditară, Republica Venețiană mi se pare un adevărat miracol. Printre primii stabiliți aici, pe lângă pescare din zonă, au fost refugiații din Imperiul Roman, care fugeau din calea barbarilor Germani sau huni, barbari care luptau din greu să coboare în tunericul asupra omenirii pentru următoarele secole. De aceea se spune că cele 12 familii fondatoare ale Veneției, care au ales primul doge, își trăgeau originile direct din vechile familii romane. Marcomanii, apoi Vizigoții, apoi Hunii au venit și au plecat, iar odată cu izolarea Veneției, grație a apelor din jur și accesibilității dificile, a venit și o autonomie sporită. Fondarea propriu-zisă a avut loc pe la anul 400 și primele forme de guvernare cunoscute în regiune sunt datate de pe la jumătatea secolului 6. Dar istoria serios consemnată a Veneției începe la anul 697, când a fost ales primul doge, Paolo Lucio Anafesto. Jumătate de secol mai târziu, lombarzii cuceresc exarhatul Ravenei, iar asta lasă Veneția ca un soi de avampost al Imperiului Bizantin, recunoscut ca atare de toată lumea. Până și Carol cel Mare, prin intermediul fiului său Pepin, a încercat să cucerească Veneția la începutul secolului IX. Iar după un asediu crâncen de jumătate de an, armata lui Pepin a fost distrusă de boli și mlaștini, Pepin însuși murind câteva luni mai târziu. La scurt timp după asta, atât Carol cel Mare cât și împăratul bizantin au recunoscut Veneția ca teritoriu bizantin și au acordat acesteia drepturi comerciale de-a lungul întregii coaste a Mării Adriatice. Iar câțiva ani mai târziu, în 828, Veneția achiziționează din Alexandria moaștele Sfântului Marcu, unul dintre cei patru evangeliști, cum cea mai devreme, și le așează în noua bazilică, chestie care îi sporește enorm prestigiul în lumea medievală. Lei în care pot fi văzuți prin toată Veneția sunt simbolul Sfântului Marcu, și pe măsură ce puterea Bizanțului începea să slăbească, Veneția devenea și mai autonomă, și mai puternică și acum începe epoca ei de aur. Timp de 300 de ani, din secolul al IX-lea și până în secolul al XII-lea, Veneția s-a dezvoltat ca un oraș stat, pe model antic, iar poziția ei strategică i-a permis să devină o putere navală și comercială aproape de neatins și o placă turnantă între vestul Europei pe de-o parte și Imperiul Bizantin și Asia pe de altă parte, practic la intersecția a două lumii. Posesiunile venețiene se întindeau până departe, din Dalmația și până la lacul Garda și până în Creta sau Cipru în largul Mediteranei. În 1204, cu ocazia celei de-a patra cruciade și odată cu jefuirea Constantinopolului, Veneția profită din nou și pune mâna pe prăzi și averi însemnate. Caii de bronz din Bazilica San Marco de acolo provin de pe hipodromul din Constantinopol. Dar atenție, cei de pe fronton sunt doar o copie a grupului statuar original care se găsește acum înăuntru. La finalul secolului al XIII-lea, Veneția era de departe cel mai bogat oraș din Europa, și statisticile spun că avea 36.000 de marinari pe 3.300 de nave care operau în toate mările lumii cunoscute atunci. Și probabil, Veneția acelor vremuri este cea mai bună ilustrare a conceptului că războiul nu este decât o prelungire a comerțului. Și tocmai acest pragmatism al lor a făcut din Veneția un stat extrem, extrem de tolerant pentru acele vremuri. Nu au executat pe nimeni pentru erezie în timpul contrareformei, ceea ce i-a adus adesea în conflict direct cu papalitatea. Înțelegeți de ce îmi place Veneția? Nu atât pentru ce este, cât pentru ceea ce a reprezentat. Și aproape de anul 1500, Veneția era centrul mondial al tiparnițelor și al tipăritului și inventa cartea cu coperți care să poată fi cărată cu tine. Dar cam tot atunci a început și declinul său, iar la baza acestuia au stat trei factori importanți. Primul a fost căderea Constantinopolului sub Mehmet al doilea, sultan puternic și pricinos tare și care n-a uitat ajutorul acordat de venețieni orașului pe care l-a sediase atâta amar de vreme. Războaiele cu turcii îi vor costa grav pe venețieni și vor pierde cam toate posesiunile din estul Mediteranei. Apoi, ruta descoperită de Vasco da Gama spre Indii, pe la capul Bunei Speranțe, va pune capăt monopolului comercial al venețienilor. Și aici mai apare și o problemă de tehnologie. Corăbile venețiene nu erau gândite și pregătite să înfrunte oceanul, așa că Veneția nu a apucat să devină o putere colonială, iar ăsta va fi the name of the game pentru următoarele secole. Iar ultima, dar nu din urmă, a fost Ciuma, care a lovit grav orașul în trei rânduri, în 1348, apoi în 1575, apoi în 1629. Aceste, din urmă, epidemii au curmat fiecare dintre ele circa 50.000 de vieți în Veneția. Mai departe, epoca modernă a însemnat pentru Veneția doar un lung și de neoprit declin. Puterile erau altele, jocurile se jucau altfel. Alte forțe, alte arme, alte armate. În 1797, Republica Venețiană își pierde independența în fața lui Napoleon Bonaparte. Apoi urmează un ping-pong nesfârșit între francezi, austrieci și toți ceilalți vulturi care stăteau la pândă, ca în 1866, în urma celui de-al treilea război pentru independență, să devină partea proaspăt formatului regat al Italiei. Dar asta nu înseamnă că în toată această perioadă Veneția nu a rămas cel mai elegant și mai rafinat oraș al Europei, cu o influență colosală în artă sau literatură, iar asta se vede cu ochiul liber. Cum spuneau ăștia de la New York Times, este fără îndoială cel mai frumos oraș construit vreodată de om. Și acum, după această scurtă reverie, hai să revenim la aventurile de vacanță. Deci, Veneția. Au fost trei zile superbe în care nu doar am bătut cu pasul și cu barca tot orașul, reverie întreruptă apropo de bătaie, doar de bătăile parte în parte între astea mici ale mele care nu mai aveau stare. În ultima zi am băgat pe repede înainte Burano și Murano, cele două insule din apropiere, una faimoasă pentru țesături, iar cealaltă pentru sticlărie. Mi-a plăcut enorm Burano. Așa cum povesteam și pe TikTok, de la fața locului, Burano este o explozie incredibilă de culoare. Casele sunt roșii, verzi, albastre, galbene, o nebunie totală de paletă coloristică, un talmeș nemai pomeni de toate și care în ciuda varietății enorme reușește cumva să fie una dintre cele mai armonioase chestii pe care eu le-am văzut vreodată. Am povestit despre asta și pe TikTok și pe Insta, nu mai reiau aici. Am băgat peste 20.000 de pași pe zi, nu știu, o fi mult, o fi puțin. Cert este că ne-a dat măriuca fatală la toți. Deci adormeam noaptea și eu și fetele de zici că dădusem cu sapa toată ziua în căldură. Și dimineața la șapte, cine era în picioare veselă ca o cinteză? Evident, Măriuca. Apropo de ziua ei, deci îmi explică și mie cineva care e faza cu treaba asta. M-a sunat o grămadă de lume pe mine ca să-mi ureze, știți, aia cu să-ți trăiască nevasta, bosule. Bă, ești nebun? Da, sună o prietene pe ea, îți dau numărul. Mă sun pe mine să mă feliciți de parcă mi-a fătat oaia sau ceva. De zici că e proprietatea mea. Gen, sunt bărbatul, cu el stai de vorbă. Să-l feliciți pentru aniversarea nevestei. Trăiască-ți femeia. În fine, trecem peste, ci că intenția contează. Mulțumesc oricum, dar data viitoare sunați-o pe ea. Ok, și pe lângă The Art Troves am stat să studiez lumea prin Veneția. În primul rând, magazinele mega fancy, asta gen Miu Miu, Prada, Jimmy Choo și alte ciuciu de felul ăsta și am ajuns la concluzia că cu cât arăți mai retardat, cu atât ești mai fancy și mai chic. Orice combinații din asta gen budigăi de noapte cu pantof de lac, de bermude de fotbal asezonate cu tocuri cui, cizme de călărie cu kilos tetra, e perfect. Până și în Vogue Italia, pe care și-a cumpărat-o nevastă mea pentru coperta cu Monica Beluci și Fisa, apropo, ce cârpe în curși ăștia, știți că Belucii, care a fost și încă este nu doar frumoasă, ci poate a fost cea mai frumoasă femeie care a pășit vreodată pe pământul ăsta, este la prima ei copertă în Vogue. Jesus! Cum asta? În fine, a fost o discuție întreagă și la noi pe topicul ăsta, absolut irelevant, gen că wow, fiică să e și mai frumoasă decât ea când era tânără, că din astea complezente, ca să le facă pe unele și pe altele să se simtă bine, arasel mă de aici. Sigur, fisa e drăguță, dar nu e nici măcar la an lumină de cum arăta Malena sau până și Cleopatra din Asterixul lui Alen ca să nu mai vorbesc despre frăția lupilor sau frații Grim sau nenumărate altele. Revenind la modă, la care nu mă pricep nici cât negru sub unghie și nici nu vreau să mă pricep, am văzut și o grămadă de adolescenți de ăștia troglodiți cu Adidas și șosete groase înalte până la genunchi cu mamele lor. Dar de ăștia de 16-17 ani, deci nu copii, Jesus, probabil nemți sau ceva mă gândesc, într-un stark contrast cu fițărea la generală. Dar overall, multă lume colorată și bine îmbrăcată. Așteptând într-o seară ce altceva decât meciul Italiei cu Belgia, le aveam și eu pe ale mele, într-o cârciumă de lângă La Fenice, celebra operă din Veneția unde s-a remarcat Maria Callas cu o operă repetată în doar șapte zile, am văzut ieșind de la Faust o clinică întreagă de geriatrie încărcată de blănuri și perle și de băieți de stoinici, între care cel mai verde cred că avea cam 80 de primăveri așa. Era ca într-un film de Woody Allen. Bă, ce bani au unii! Oricum, câteva zile mai târziu, într-o stațiune numită Forte dei Marmi, am văzut ceva ce nu prea știu în ce al loc din lume poți să vezi. Coadă la Gucci. Apropo, știți poanta aia proastă, cum chem la tine o pițipancă? Gucci, Gucci, Gucci. Dar să nu anticipăm. La Fenice este o splendoare totală. Chiar dacă a fost în mare parte reconstruit și reconstituit după un mare incendiu, provocat intenționat de doi băieți în 1996, băieții a căror firmă fusese angajată să facă niște reparații și care aveau o târlă de amenzi de plătit pentru întârzierea lucrărilor, ca în orice țară civilizată. La noi cred că primeau și un premiu, ceva, doar că acolo îi așteptau amenzi uriașe. Așa că ce s-au gândit flăcăii? Să-i dea foc și să scape de datorii. Băi, ești prost! Proprietarul companiei a fugit, dar a fost prins și a luat 7 ani de pârnaie, din care a făcut doar 16 luni și a fost eliberat on parole, iar ălălalt s-a predat și a luat 6 ani. 8 ani și 90 de milioane de euro mai târziu, La Fenice arată din nou exact cum a fost, dar realitatea e că nu mai este ce a fost. Este un teatru nou, deși reconstituit milimetric după cel vechi, Baunii au spus că este chiar un chici, o imitație falsă a trecutului și că Veneția și-a trădat propriul trecut inovativ, alegând să reconstruiască un teatru vechi în locul unuia nou și îndrăzneț. Cât despre animalele care au dat foc unei asemenea bijuterii ca să scape de amenzi, doar Dumnezeu știe ce ar merita cu adevărat. Dar este interesant că povestea asta cu protejarea altei colosal de valoroase este de fapt destul de nouă pentru că asta de la Fenice nu este decât una dintre tragediile recente de felul ăsta. Și aici discutăm doar despre vreme de pace, nu despre războaie, bombardamente sau confruntări etnice care au devastat și distrus prea multe dintre frumusețile acestei lumi. Apropo de asta, tot în Veneția merge să vedeți Cadoro, unul dintre cele mai frumoase palacio din oraș. Casa de aur, construită la anii 1400 de familia Contarini, care a dat Veneții numai puțin de 8 dogi. La jumătatea secolului XIX, prințul Alexandru Trubețcoi a cumpărat Cadoro, drept cadou, pentru balerina Maritalioni. Palatul era într-o stare absolut deplorabilă, iar arhitectul însărcinat cu restaurarea a făcut un dezastru și mai mare, așa că a ajuns la pușcărie sub acuzația de vandalism. Multe dintre elementele gotice și balcoane fiind înlăturate cu totul, nemai putând fi recuperate te doare sufletul. Și veți vedea că nu va fi ultima oară când vom vorbi despre barbarie în acest video. Din fericire, la finalul secolului XIX, palatul a ajuns pe mâna baronului Giorgio Franchetti, care i-a mai redat o parte din strălucire, iar în 1916 l-a cedat statului italian, dinpreună cu o superbă colecție de artă pe care o găzduiește și astăzi. Și asta a fost ultima vizită la Veneția, după care ne-am țâșnit cu trenul de mare viteză, da, ăștia au așa ceva, și două ore și 200 de euro mai târziu eram pe peronul gării din Florența, gata pentru un nou maraton. Și acolo am mai fost tot împreună cu Măriuca acum 2-3 ani, dar din nou știți povestea. Fetele, să vază și ele! Mă rog, ele au fost mult mai preocupate de micul magazin Disney din centru decât de palatele Uffizi sau Pitti. Florența s-a dovedit o explozie de viață, în ciuda traficului mai redus de turiști față de acum 2-3 ani când am fost noi ultima oară, mai puțin oh my god, oh my god, și mai puțin chinezi, dar tot foarte, foarte vibrant. Am decis după alte patru zile la Florența și faptul că este meca hipsterilor, care nu e New York sau Londra sau oriunde altundeva, ci este fix în Florența. Ce vorbești, bă, băiete? Câte mustăți în furculiță, câți șalvari, câți chiloci cu ghete, câte tatuaje, câte biciclete vechi, câte bărbuțe și cât piercing mi-au văzut ochii, n-ai văzut în viața ta așa ceva la un loc. Deci, Florence is the world capital of hipsterism. Până și nenea de pe mașina de gunoi avea barbă din aia în stil mătură, tăiată, pătrat așa, și avea AirPods în urechi, jur. Am avut timp să observ toate astea pentru că am închiriat un apartament, culmea, nu foarte scump, chiar în centrul centrului, în buricul buricului, la două minute de dom și unde am avut niște surprize... Surprize, vă zic. Deci fiți atenți. Vă amintiți faza cu trollerul? Ei bine, ce credeți? Îl tăram din nou, doar că aici, slavă Domnului, nu mai era apă și nu mai erau poduri și nici distanța de la gara la apartament nu era prea mare. Doar că în momentul în care am deschis ușa clădirii, fix așa a făcut, M-am trezit față în față cu cele mai multe și mai abrupte scări pe care le-am văzut în viața mea mediocră. Deci era un culoar atât și scări care urcau așa. Mă nene, în afară de faptul că sunt absolut convins că fix în casa aia s-a născut Augustus, atât era de veche, apartamentul și că era la etajul 2, deci cât putea fi de sus, vă spun eu, la 30 de metri, cred, iar scara era ceva stairway to heaven, prietene. Doar că sus nu era heaven, era the fucking hell's kitchen. Apa caldă era rece, iar patul pe care trebuia să dormim eu și Măriuca, al fetelor era ok în camera lor, deci patul nostru era o corcitură de canapea și pat de la militar de campanie. Al minter totul foarte hipster, apartamentul zic, cu greens vechi de lemn, cu o bloană de lemn și alte vrăjeli din astea, doar că niciodată nu mi-a fost atât de dor de Ikea. Bă, ori fi fost frumoase, dar confortul era și el, da, de secol 14, că de atunci a zis gazda că era clădirea. Bă, mă îi interzic Măriu că ei să mai rezerve vreodată ceva pitoresc și mai vechi de 5 ani. Pana mea, mai aveam un pic și mă înscriam la proba olimpică de urcați și coborât scări abrupte de câteva ori pe zi. Vechi, prietene, și ideea cu vechiul este cât să-l admiri, în niciun caz să te speli, să mănânci și să dormi în el. Ok, de curat era foarte curat, dar pe cât de estetic și elegant, pe atât de imposibil de incomod. A doua zi am luat-o de la cap cu triatlonul. Piața lui Michelangelo este ceva un vârf de deal, ca dânsa de la cal, unde urci și urci prin căldură. Dar mi-am luat seama când a trecut, aproape alergând pe lângă mine, o doamnă la vreo 80 de ani, așa, care urca foarte sprintenă. Ce au făcut ăștia toată viața lor? Au trăit bine sau ceva? Dar oricum efortul a meritat. De sus se deschide o panoramă răpitoare a Florenței, vezi totul ca în palmă, și unde mai pui că pare să mai fie și ceva loc de întâlnire al motocicliștilor. Sus am făcut o scurtă pauză, foarte scurtă, ne grăbeam, nu? Că doar eram în vacanță. Și am profitat să mai alimentăm cu energie niște panini imense, extrem de ochioase, doar că procentul de ingrediente era destul de debalansat așa. Cred că 90% pâine și restul niște urme de prosciutto ceva, după care am făcut un soi de bounce din ăsta și am coborât în vale, doar pentru a urca și mai mult și mai abrupt până la intrarea de sus a grădinilor Boboli, care intrarea era închisă. Nezeii și toate cele. Îți dai seama ce a fost la gura mea, hărțile sufletului de la Google, aleseseră ruta cea mai proastă și nici nu păreau să știe că intrarea aia nu mai exista din motive de dracu știe ce, pandemie or whatever. Așa că am smuls o pauză la grădinile Bardini, care era în apropiere, și acolo am redescoperit proprietățile miraculoase ale zeilor. Știți care e aia, nu? Nu, nu e berea. Bă, nu știu alții cum sunt, dar în voiajul ăsta am ajuns la concluzia că nimic nu se compară cu Coca-Cola. Ai prins-o pe asta? Ce fresh, mă! Ce băuturi sănătoase! Aqua-Cola, prietene! Elixirul zeilor! I want to buy the world the Coke, direct! Iar șotul ăla de cofeină sau ce dracu pun ăștia în ea, mi-a mers direct în venă. De unde dormeam pe mine și eram sfârșit de căldură, după două cola la ciomp eram gata să urc pe Everest. Zitul că nu e așa. În zilele următoare am arat Florența în lung și în lat, am avut timp să merg și la o expoziție la Palatul Stroții, expoziție căreia am văzut că îi se făcea o reclamă, agresivă e puțin spus, și care se numea ceva gen 40 de ani de artă americană, de la Andy Warhol, la Kara Walker și culmea s-a nimerit asta fix pe 4 iulie, de ziua Licuriciului cel Mare. Um, știți memele alea cu arta modernă? O scremătură, prietene, ceva deosebit. Deci nu există memă sau poantă legată de conceptul ăsta de artă modernă care să nu -mi fi trecut prin cap. Erau acolo toate. De la cutiile colorate de diverse cereale, suc de roșii, suc de mere, Heinz și Campbell's ale lui Warhol și până la faimosul pisoar auriu care trona în mijlocul expoziției. Un contur de tablou făcut din șfară de la un perete la altul, adică te zgâiei prin rama aia la peretele gol din spate, tot felul de instalații dubioase, toate clișeele astea ale artei moderne erau acolo. Ba chiar nu m-am putut abține să nu mă gândesc la paradoxul pe care îl propune genul ăsta de artă. Întrebând un nene de acolo care-i treaba cu cutiile lui Warhol, îmi zice A, păi sunt alea unice și originale, alea create chiar de el. Păi interesantă utilizarea cuvintelor ăstora unic și original pentru niște ambalaje ce au fost gândite tocmai pentru a fi reproduse și multiplicate la scară industrială. Dar de, poate nu înțeleg eu arta sau poate mai e ceva. Contrastul dintre subțirimea acestei expoziții și abundența artistică înconjurătoare, dat fiind că expoziția se afla în mijlocul splendorii clasice, fără seamănă a Florenței. Da, cred că asta era. Oricât ar fi arta modernă de smart, ca să folosesc un clișeu care mă enervează maxim, este parcă o șmecherie, un workaround, o scurtătură, cu atât mai mult prin comparație cu operele maestrilor renașterii de care abunda orașul. Și asta mi-aduce aminte de un alt incident, o altă poveste spusă mie de cineva, în timp ce bănâneam prin sălile imense ale giganticului palat Ovechio. În mijlocul unei săli încărcate de frește neprețuite, tronau o statuie a sculptorului modern Henry Moore de pe la 1950. Este vorba despre războinicul cu scut, care a constituit obiectul unui scandal penibil. Mul a donat statuia Florenței, oraș pe care l adora, dar în indolența lor, italienii au lăsat-o de izbeliște într-o curte sau pe unde au apucat să se deterioreze de la timp și intemperii, în timp ce localnicii o alentau ironic The Cripple. Mul s-a ofticat și a luat jucăria înapoi, extrem de indignat și furios de durerea maximă în cura italienilor și pentru a spăla rușinea, ani de zile mai târziu, municipalitatea Florenței a făcut eforturi serioase să o recupereze de la moștenitorii acestuia rezervându-i în cele din urmă un loc în sala Leon al x din Palazzo Vecchio. Dar într-o câtva spre rușinea mea, cred că înțeleg pe undeva neglijența italienilor. Păi când ai atâta amar de artă mare în jur, ce să mai trebuie artă modernă? Știu că e o aberație ce spun, dar este suficient să te uiți la statuia aia înconjurată de apogeul artei renașterii ca să înțelegi diferența și indiferența. Și fix în sala aia am mai remarcat o chestie pe care am menționat-o și mai înainte. Faptul că protecția și conservarea artei sunt într-adevăr de dată recentă. Deci pe una dintre frescele alea fabuloase, unice, imaginați-vă, stătea scrijelit mare și adânc ceva de genul Gigelo iubește pe Maricica. Sau mă rog, ceva de felul ăsta, înțelegeți? Ideea, mărturia nemuritoare, nepieritoare a prostiei umane imortalizată acolo dinpreună cu geniul și talentul aceleiași specii numite straniu om. Prostia absolută și geniul absolut din preună, mână în mână, pe același perete. Oricum ar fi bottom line, cred că rămân un admirator devotat al artei ca meșteșug, ca și craftsmanship și nu ca vrăjeală fumată, oricât de ingenioasă sau out of the box s-ar dovedi asta din urmă. Tipa cu care am stat mult de vorbă la Palazzo Vecchio era o franțuzoică stabilită de mulți, mulți ani în Italia și foarte, foarte bună vorbitoare de engleză. Și a făcut o remarcă extrem de interesantă. Deci Măriuca le traducea fetelor ce spunea femeia. Și la un moment dat, franțuzoica se oprește și zice așa, trăznită. Domnă, dar eu înțeleg perfect, aproape cuvânt cu cuvânt, tot ce explicați copiilor. Nu mi-am imaginat niciodată că româna este atât de apropiată de italiană și de suficient de inteligibilă pentru un francez. Păi știam, dar daia mor de râs atunci când îi aud pe imbecilii și tembelii care fac aserțiuni din alea tendențioase gen Vai, ce tare seamănă româna cu Rusa! La ce anume e. Păi dacă ți se pare că seamănă cu Rusa, înseamnă că ori ai o ureche de bivol, ori ești prost ca noaptea. În fine. Dar abia acum, jumătate de oră mai târziu de când am început acest video, ajung la partea cu adevărat interesantă. Am zis la început că am folosit probabil toate mijloacele de transport în afara de droaga cu măgari. Din Florența am închiriat o mașină și am băgat bine peste 1000 de kilometri în zilele următoare. Montecatini, Montepulciano, Pienza, Montalcino, Siena, Cinque Terre, Pisa, just name it, toată Toscana. Și faza e că am nimerit un Fiat 500 de 1.2, una dintre mașinile mele preferate și pe care oricum voiam de mult să o încerc într-un context din ăsta mai amplu, ca lumea. Băi, am adorat mașinuța asta. Este o minunăție. Doi adulți, doi copii, troller ăla și rucsaci. Drumuri în pantă și serpentine, dar și autostradă și drum întins și oraș și parcări. Este o bijuterie. Sigur, nu te gândi că este vreun muscle car ceva. Accelerația la Fiat 500 este o adevărată investiție. Adică accelereze azi și prinzi viteză mâine. Dar chestia asta pălește prin comparație cu farmecul ei de ansamblu. A mers 140 liniști pe autostradă, trage suficient cât să urce pante destul de abrupte, consumă puțin, stă bine pe șosea. Singura chestie pe care am să-i o reproșez este că nu prea în cap lăboanțele mele 43 în spațiul de la pedale. Este îngust și m-am trezit călcându-mă singur pe picioare. În rest, numai de bine. Mă bate gândul să-mi cumpăr și eu așa ceva la un moment dat, poate o variantă abart mai potent așa. Cât despre driving in Italy, it feels like home. Bă, parcă suntem noi. Ce regulă, bă? Ce treceri de pietoni? Sinucigași pe scutere toate părțile, băieții cu dubele, ăștia cred că sunt o specie universală, stau pe autostradă ca chiloți în cur, lipiți de eșapamentul tău la 140 la oră, ei au treabă, se grăbesc, nu ca papagalul de tine care ești în vacanță. Depășiri pe interior din asta. Cu siguranță însă se claxonează mai puțin, dar se merge cam la fel de haotic și aglomerat. Parcările sunt mental, cum mi-a zis chiar un băștinaș, deci fii atent la chestia asta. Anul ăsta mi-au venit vreo 2-3 amenzi din anii trecuți, fix din Italia și fix pe tema parcărilor. La ei lucrurile par să funcționeze complet diferit pe subiectul ăsta. În oraș parchezi doar unde ai voie. Nu trotuar, nu pe o bucată de bordură, nu în fața cârciumii, iar tu întrebi atunci unde? Iar ei ridică din numeri și spun, bă, e problema ta, dar nu aici. Deci mașina este un blestem, mai ales în orașele mari, iar o parcare ca lumea, subterană, te costă 20-25 de euro pe noapte dacă vrei să lași mașina acolo. Dacă nu, între ceva gen 8 seara și 8 dimineața, poți să o lași gratuit și pe locurile amenajate de parcare, care în timpul zilei se plătesc, cu două cheave însă. Nu prea le găsești, sunt toate ocupate seara și în plus la ora 8 dimineața șarp trebuie să fii acolo și să te cari. Altfel automatul începe să meargă. Dar cu toate aceste mici frecușuri și neajunsuri, dacă mergi să vezi Toscana, mașina este obligatorie. Ajungi în niște cotloane de care habar n-aveai că există, în niște orășele de vis pierdute în niște peisaje, cum doar în albumele de artă poți să vezi. Este un miracol de frumusețe și eleganță și, da, merită toată fuțiala. Apropo de mijloace de transport, de la Montecatini Terme, un loc fabulos și cu un trecut pe măsură, ce se leagă de Verdi, de Oper, de Coco Chanel, Woody Allen, președinți și câți alți mari, am urcat la Montecatini Alto cu un trancarici pe nume Gigia. Un funicular printr-un decor de film până sus într-un orașel splendid de câteva case, o bijuterie care domină înălțimile. Este o nebunie de eleganță și rafinament și toată, toată Toscana este așa. Chiparoșii, drumeagurile de țară pietruite, mirosul, florile, totul este o nebunie. A condus și Măriuca la un moment dat și era atât de absorbită de peisaj, încât atunci când a oprit, a uitat că Fiatul 500 era într-a treia. Și iată și reacția mea, după ce era să mă dea cu capul de bord. Apoi am ajuns la Siena, unde evident trebuia Musai să prind semifinala dramatică a Italiei cu Spania, după ce anterior, la Veneția, văzusem din preună cu lumea meciul cu Belgia. Și uite când îndârjirea și pasiunea italienilor a dat roade și sunt campioni europeni. Nici măcar n-aș zice că a fost vorba de vreun talent ieșit din comun, ci de o muncă îndârjită de echipă. Neînvinsă în peste 30 de meciuri consecutive, frumoasă și determinată. Mi s-a părut penibilă reacția englezilor de după meci, patria fair play-ului My Ass, în care jucătorii englezi își scoteau în sictiri medaliile de la gât și suporterii de căcat care au golit stadionul de parcă dăduse covid în ei, doar ca să ne asiste la triumful adversarilor clar mai buni. Urât, urât, urât. De obicei mă doare sufletul pentru orice echipă care pierde la penaltiuri. În afara acestei echipe a Angliei, care a jucat toate meciurile, cu excepția unuia singur acasă, care a primit un penalty gratis în fața excelentei și greu încercatei Danemarce și vorba cu de pe 9gag, în Anglia vin inundații dinspre Scoția pentru că s-au pișat ea pe ei de râs. Am prins așadar două meciuri superbe la terasă cu băieții, atmosfera a fost excelentă și m-a distrat maxim că la penaltiurile cu Spania cel mai fericit era pakistanezul care avea magazinul din colț de unde ne luam noi apă noaptea. Era cel mai italian dintre toți italienii. În fine, apoi am pornit spre Luca, unul dintre cele mai vechi orașe medievale bine conservate din Europa, unde dacă ajungi vreodată, îți recomand un excelent tur cu bicicleta pe deasupra zidurilor gigantice care înconjoară orașul. Voiam să văd orașul Musai, încă de pe vremea când băieții de la Top Gear făcuseră acolo comparativul lor de hot hatches. Iar de Catedrala orașului San Martino se leagă o legendă tare de tot. Dacă te uiți bine în imagini, vezi că toate coloanele sunt diferite. Se zice că atunci când au trebuit să o decoreze, oamenii din Luca au pus-o de un concurs de proiecte și fiecare artist a venit cu o coloană. Iar băștinașii au decis în cele din urmă să le folosească pe toate. Proiectele zic, fără însă ai mai plăti pe artiști. Adică ăla era trailerul, pilotul, doar n-ai vrea să cer bani pentru coloana aia care îi dă demo. Șmecher de mici, cum s-ar zice. Dar oricum ar fi, la interior sunt tablouri splendidisime de Ghirlandaio, Zucari sau Tintoretto însuși, a shitload of art. Iar pe turnul Guinigi cresc copacii la 45 de metri înălțime. Așadar am colindat în lung și în lat Toscana, după care am purces întins spre mare. Monterosul la Cinque și Porto Venere, superbe în grația lor coșcovită. La Monteroso, fix în ziua în care am ajuns noi, s-a pus nene o ploaie din aia cu spume, iar astea mici, care evident au intrat glonț în apă, făceau mișto de mine. Hai mă, intră și tu, că nu e chiar așa de rece. Poți să zici nu? În final, în ultimele zile, ne-am fixat în Pisa, orașul lui Galilei, unde astea mici au făcut faza cu turnul. C ce jumătate de oră, prietene? 5 minute până sus și apoi sus, jos, sus, jos, până m-a luat pe mine amețeala. Nu mai lungesc și așa clipul ăsta a ieșit cam cât vacanța mea în Toscana. Dar e greu să comprim 10 zile și mii de kilometri într-un singur video. Ar mai fi fost enorm de multe de povestit și oricât de mult mi-ar plăcea mie să împărtășesc chestii cu voi, trebuie să-i punem punct. Și de săptămâna asta să revenim la ale noastre, adică la tehnologie. Aș mai face o observație două însă înainte să închei. Odată asta cu restaurantele. Că oarecum de la asta am plecat în acest video, de la Potol. Bă, au un stil italien ăștia șmecher așa, dar isteți de a te face ei cumva. Pac, vine chelnerul și zice. Vă oferim așa niște zumzelini cu niște zeze, niște none și ei și două cola și pac, 100 de euro. N-ai cum să te super pe ei și mă distrează maxim cum improvizează ei așa niște pâine cu ulei de măsline acolo, niște roșioare, trei paste și o leacă de carne și te-au frânt la bani. Adică asta e dacă vrei să mănânci în buricul târgului și să te împărtășești din splendoarea orașelor. Și n-ai cum să nu remarci încă o chestie la ei. Infrastructura, băi nene. Pentru a ieși pe oară, mi-a fost din nou atât de clar că nu există turism fără șosele. Și nu doar șosele, ci și trenuri, autobuze, aeroporturi și toate cele ce țin de lumea civilizată în secolul XXI. Postul să ai mama și tata artei și peisajelor și mării și muntelui și rahat pe băț, dacă infrastructura ta rutieră, feroviară, aeriană sunt de secolul XIX. Suntem penibili noi aici în România doar când menționăm cuvântul turism. Nu, dincolo de sightseeing și cazări și altele asemenea, infrastructura este hotărătoare pentru orice ar putea visa în a se numi turism. Băi deci iată, când Google Maps îmi arată că de aici de la studio și până la Sibiu fac 4 ore și un sfert, îți vine să te biciuiești cu cureaua de la ceas și să te spânzuri cu șireturile de la ghete. N-ai cum, bă, n cum. Și cu calul, cred că ajungi mai repede. Când trenul face 7 ore și jumate de la București la Iași pentru 400 și de kilometri, N-ai cum să nu-ți dai seama că suntem pierduți. Lost in translation, pentru că de asta avem parte de 30 de ani încoace, de o tranziție. Bă, și italienii sunt corupți. Oho, de fapt într-un top al Uniunii Europene, ci că ne-ar depăși. Dar bă, au șosele, au trenuri. Mai fac dracu ceva și pentru oameni. Două ore nenică de la Veneția la Florența, prin munți și prin tuneluri de 10 și zeci de kilometri, cu porțiuni unde se mergea cu 250 la oră. Ăsta este secolul 21, secolul vitezei băi decidenților de rahat de la noi. Da, le au și ei pe ale lor grămadă de italien zic, sigur, dar parcă senzația asta de înapoiere de la noi e și mai acută când revii acasă. Ci că să se întoarcă diaspora. până la ce să se întoarcă, mă, prietene? La rata care hurducă e prin gropi și la trenurile care fac, țineți-vă bine, și 14-15 ore până la Timișoara? Dar ce p***a băi, prietene, mă duc în Patagonia? Hai, Sictir! Dar e ceva noi care ne împiedică să evoluăm. Deci fiți atenți la asta. În tot aeroportul ăla din Pisa nu era nici măcar o singură coadă la porțile de îmbarcare. Oamenii așteptau liniștit și civilizat pe scaune. Cu excepția unei singure cozi, mari și dezordonate, la avionul de România. Deci fiți bă atenți la asta. Uite mă la ăștia. Bă băiatule, deci avionul nici nu trăsese la burduf. Unde mea se grăbeau în halul ăsta? Ziceți-mi voi mie. Să prindă loc în față, lângă pilot? Unde pana mea? Deci uite-mă la ei. Un un nene de 25 de metri, absolut inutil. Ne place să stăm la coadă, în picioare sau ceva, că altfel nu mi-explic. Suntem traumatizați sau masochiști? Pleacă avionul fără ei, what the fuck? Și uite așa, au stat cred că aproape o oră și faza maximă a fost că noi ne-am dus când s-a mai golit și mai erau 4-5 persoane și oricum mai erau o grămadă până pleca avionul. Eram și cu copiii, în fine, 4 pașapoarte, 4 bilete, Na, și începe un gibond în spatele meu. Hoi, domne, mai repede, hoi că așteptăm aici. Hă? ne tui și sănătos la creierii capului. Dar să nu o dăm în rentur pe final, am timp destul și de dastea, acum că m-am întors acasă. Asta a fost pe azi. Mai important este că am venit cu forțe proaspete și chef de muncă, o râlă, aș fi ipocrit să zic asta, dar așa e frumos, alții nu au parte și timp nici măcar de un weekend la munte. Așa că trebuie să fiu recunoscător și mulțumit. Mi-e drag să ne revedem și asta nu mai este o ipocrizie și mi-e drag să împărtășesc cu voi și bune și rele așa cum sunt ele. Fără algoritm azi, aia mai încolo, zilele astea, când dăm drumul efectiv la treabă și credeți-mă că avem ce. Hai, baftă vă și dacă vă pregătiți de concediu, vacanță plăcută. nu nimic, ne putem vedea, aveți telefonul la voi? Bă, glumesc, fiți draven la cap și relaxați-vă, aruncați-le dracului de tilifoane direct în mare. Hai din nou!